Uico, cum ți-ai adaptat la Banatul de Pustă? Matale om de la munce. Măi, dincolo de așteptările mele, extraordinar de bine mă simt aici la Buzoaș. Sunt câțiva factori extrem de importante. Care să... Primul, factorul de climă, cum spun meteorologii. Temperatura medie anuală aici este cu 2-3 grade mai mare decât în zona noastră. Și la bătrâneață asta ține... E nevoie. Absolut, că să-mi moaie oasele. Ce să faci? Nu rămâne veșnic tineri. Asta e unul. Al doilea, bănățănii de la pustă, ăștia-s moiți, băcui, nici nu știu să toașe în contratim. Muzica lor, numai poșovăi și brâul, hore lente, nu... Ce să vezi, am dat aici de... Mizgășim cu Adistanca, cu solistul nostru de fală. Și am dat aici de un folclor la fel de frumos ca la noi, la munte. După aia, bogăția aici e pusta Cimișoane, pusta Cimișului, da, nu? Da, este în prima lui Cimișului aici. Găsești, uite, pești în râu, nu mă așteaptă să bagi mâna după ei. Îi plin de vânat. Crescători de animale sunt aici, în hotare, sunt vreo 15.000 de oi în jurul Buziașului, se cresc vite mari, piața e plină de legume, de fructe, găsești tot ce vrea sufletul tău. Avem vin și de consum, un vin faimos de Buzi, așa că laud orașul că, da, vinul ăla merită. Și după aia... Și gustăm ăla. Dar așa nu cred numai pe povești. La o mâncare bună, la urzâși și la astea merge un vin. Și mai e ceva, e la jumătatea drumului între Cimișoara și Logoja, capitala culturală a Banatului. Și cum să nu ce sunt bine într-un loc din ăsta? Plus că avem... Zamă, Gepureț, Fierță, Lapce. Iaca, aici sunt așa numiți păstrări de fac, burez de fac, oricum li se mai spune la noi pârbe, cresc numai de la 600 de metri încolo, pe semenică e plin de ei, e albă pădurea, și îți bun de culent, dar dacă îmi pică prima plumă. Asta cam prin ce lume? În noiembrie trebuie. Atunci începe sezonul. Ăștia, doamne, murați, amestecați cu morcov tăiat fălii, cu șapă, rondele și puși cu oțelă miară la borcan, să mânci Ana lângă șof. Bă, de-aia m-am făcut eu bucătar, că eu mi-e tare copticios. Păi poate ne chem când putem și... Zama Gepureț, pierț în lapte, da. Începe cu niște morcovi pe care trebuie să-i curățăm, îi dăm pe răzătoare, tăiem foarte fin, numai un ardei gras din ăsta, că nu bașii sezonul lui, normal ar trebui să avem gogoșar. Are gustul puțin mai picant decât ardeiul. Numai ce ingrediente folosești la păi, zama asta? Asta deci avem bureții. O să pun, uite, doi morcovi, da. Piparca asta, da. Toate roșii, obligatori. Roșu, ca să dea culoare la zama, că după aia e prea așa, prea sacă. Da. Le călim ușurel în oloi. Da. După ce s-au călit, punem 2 litri de zamă de pui, făcută de mine, o țină în frigider. În prealabil. Deci, niște spinări de pui, câcea grințaicuri din astea de ale noastre, țelină, păstârnac, pătrunjoi, rădășină, iară câta morcov, o șapă întreagă cu 2 cuișoare în ea, se gea aromă. Deci, peste legumile astea rădășinoase și piparcă, punem zama aia, punem 2 litri de lapte, bureță pe care o să-i tăiem așa, ca prătăiței ai lați, de un Julien, cum zici, domnule. Julien, facem Julien. Așa. Și lăsăm să clococească împreună numai între 5 și 10 minute. Atâta de după tăria focului. Da, iar astea sunt mâncăruri ale bănățanului harnic, care nu-și pierde timpul cu savantlâcuri și cu alea. Iuta, mult, bogat, să țină la stomac și să poată noaptea când se pune capul pe perină să nu viseze că e la masă și mănâncă. Bun, ne apucăm de treabă? Ei, stai că nu ți-am spus, la urmă da. Vine o dresătură, un dressing, cum spun bucătarii profi, făcut din hrean ras, usturoi pisat, smântână și multe ouă. La 4 litri de zamă, eu aș pune cam 8 ouă, 2 ouă la lică. Exact. Totul bătut bine cu telul, băgat în oală temperat, leuștean verge din belșug, că ăla-i dă aroma,
Și după gust, fiecare își pune iuțală și oțel. Parcă iuce. E parcă iuce, că merge bine. Și o zeamă extraordinar de consistentă. Dacă mânci asta în vreme de iarnă, garantat nu se vede nici cășulă, nici cular, nici mănuș, că nu sunt fricul. Și nu se prinde nici gripa de cine să dea de vată și ce o glăvească. Aia, da. A, așa. La din stuială. Da. Legumele astea rădăcinoase și gogoșarul, ardeiul, când se călesc, lasă lichid. Și ca să urgentăm procesul, adăugăm sarea de la început. Hai să lucrăm angro acum, dacă bași ne jucăm de-a bucătăria de casă, care poate deveni bucătărie de restaurant. Asta e. Așa. Tăiem prima dată cârnatul pe lemn. Și după aceea îl feriem oblic. Și atunci o să pară așa un fel de joacă în farfurie. Acum reducem puțin focul, să avem un clocot cât mai mic. Tunăm laptele. Iarăși un secret. Nu folosiți lapte care a fost deja fiert. Prin fierbere se pierde foarte mult din masa lichidă și rămâne masa consistentă de albumină și de substanță uscată, așa se numesc. Deci laptele crud și proaspăt, de-abia smuls cu forța din vacă. Și acum pun burețe amestecat cu feliuțele de cârnat afumat. Este foarte important să aveți un cârnat semi-afumat, să nu fie gustul de afumătură atât de puternic și cu o textură mai mare. Deci ca să simți ce bun. E suficient dacă bureții fierb 3-4 minute, pentru că se gătesc foarte repede și ne putem apuca de dressing. Cu hreanul ăsta ce facem, Moico? Îl punem drept dressing. Aroma de hrean, puțin așa... Înțepătoare. Să spun vânjoasă, să nu spun agresivă, combinată cu... usturoiul care trece pe planul 2, cu dulceața smântânii, cu gălbenușurile de ou, vor da o aromă... Să știi, ciorba asta, dacă i-a dat și puțin oțet în plus, va semăna la gust cu ciorba de burtă. Mă gândeam eu, în afară de faptul că pui hrean în ea, dressing-ul e oarecum similar. Pentru că e un dressing universal. Și să ne apucăm de dressing. Smântâna. Numai dressingul ăsta pe bănățenește la noi, n-are un nume. Giresătură. Așa se zice. Să învețe copiii. Da. Păi nu-i vorba aia. O ai fost beat aseară și cu ce ai gires? Cu giresătură. Așa, cu giresătură. Usturoi. Nu o să punem prea mult, vreau să păstrăm și pentru ultimul fel urzicile alea care îți garantez eu că în 3 minute le terminăm. Nu de alta, dar băieții sunt frumos. Așa. Ouăle. Și o să punem 6 ouă. Hai să dăm. Oh. Întotdeauna când ai un lichid fierbinte și un dressing rece, trebuie să faci o operație de temperare. Adică vom incorpora doar foarte puțină zeamă la început, acum ne apucăm să batem dressing-ul.
deja putem să punem două polonițe unul după altul. Așa, de singurie temperat, începem să-l turnăm și amestecăm energic. Turnăm câte puțin, câte puțin. Așa, în așa fel încât să avem o masă omogenă. Wow. Deja simt că mi-au crescut burieni în stomac. Am o foame ancestrală izvorâtă de la Decebal și de la Murevista încoace până la mine. Ia uite, ce frumoasă e. Așa. Leușteanu, eu îl păstrez în congelator și poate să țină până la sezonul următor. Deci am în fiecare an 365 de zile cu leușteanu. El congela direct în oală, așa. Ăsta-i de o aromă deosebită, leușteanu. Și iaca, s-a mai gata. Maestor bucătar, ortac de viață, Nelu Goloșie, pe porecla lui de sat Goașă, iaca, a venit aici să se întâmple, să nu greșesc ceva să fac. Fii atent, Goașă. Am făcut o zamă de bureț, fierță în lapte, fii bun soguștu, și dacă nu mor într-un sfert de seas, nu și eu.